Vă pup, dragii mei, sunt Monica Angel și urmăriți Fi Antenă de luni până vineri cu Mădălina. Să aveți o zi minunată! Pupici cu lipici de la Monici! David's Liquor Store sponsorizează rubrica Dimineți cu Arome la matinalul Fi Antenă. Salutare, dragii noștri telespectatori! Mădălina Mitu în atenția dumneavoastră. Astăzi pentru dumneavoastră vom avea o ediție extraordinară dintr-un local de vis, mai exact de la Hotel Palace din Govora. Datează acest complex frumos turistic din anul 1914 cu o arhitectură extraordinară. Va urma o ediție extraordinară plină de surprize, concursuri culinare, vedete, așa că rămâneți aproape de noi pentru ceea ce urmează. Horoscop, horoscopul prezentat de Lili Suciu, astrele să vedem ce ne rezervă în vederea sănătății, banilor sau dragostei. Câștigăm sau pierdem, avem noroc sau mai avem de așteptat. Lili Suciu, te ascultăm, cu drag! Berbec, prinzi mai mult curaj atunci când trebuie să vorbești despre propriile traume și astfel reușești să te accesezi într-un mod mult mai profund și autentic. Taur, poate în spatele oricărei prejudecăți se află de fapt un blocaj emoțional. Tot ceea ce trăiești în această perioadă te împiedică să te organizezi mai bine pentru a face tot ceea ce îți dorești. Gemeni, în mai multe situații în care te vei afla, vei fi radical de onest cu cei din jur. Această deschidere emoțională se pare că îi sperie pe mulți dintre interlocutorii tăi. Rac, firea ta alunecoasă îi face pe cei din jur să nu îți acorde încrederea de care ai nevoie, dar ai nevoie de încredere pentru a fi mai îndrăzneț în raport cu propriile visuri. Leu, din cauza nereușitelor de care ai parte în plan profesional, vei avea tendința de a privi totul cu pesimism. Această viziune se va proiecta și asupra acțiunilor tale, așa că schimbă-ți atitudinea. Fecioară, indiferent de sfaturile pe care cei din jur ți le oferă, alegi în mod deliberat să te lași condus de ceea ce simți. Îți place să riști. Pentru zodia ta, Saturn reprezintă planeta structurii și a responsabilității. Balanță, în familie atmosfera nu mai este atât de agitată. Fiecare membru al ei reușește să-și pună viața în ordine într-o măsură mai mare sau mai mică. Scorpion, lucrurile își urmează cursul, dar tu pare că uneori pierzi contactul cu tot ceea ce se întâmplă în jur. Ai foarte multe de rezolvat, totul în jurul tău este agitație și este nevoie de o foarte bună organizare. Săgetător, starea de spirit de pe parcursul acestei săptămâni va fi puternic influențată de cum te simți din punct de vedere psihic. Capricorn, îți dorești lucruri noi pentru tine și pentru cei dragi, dar împlinirea acestor lucruri depinde doar de tine. Din păcate, de multe ori, acțiunile tale rămân fără ecou. Vărsător, chiar dacă ești conștient de efectele pe care le au unele dintre acțiunile tale, nu le permiți celor din jur să comenteze pe baza acestui aspect. Astrele nu sunt tocmai indulgente cu tine. Pești, resimți din ce în ce mai mult neajunsurile din plan profesional, dar, cu siguranță, acesta nu este momentul potrivit să iei vreo decizie în acest sens. Cam atât, doamnelor și domnilor, despre astrele de astăzi. Important este cum ne simțim noi și cum ne facem viața, indiferent ce ne spune la horoscop, indiferent ce ne spun cei din jur. Important este să vă faceți viața cât mai frumoasă și când vorbim de frumusețe, vorbim de frumusețea corpului, de sănătate, de alimentație și de mișcare. Asta pentru că urmează rubrica noastră sportivă 5 minute de mișcare alături de, să vedem în materialul ce urmează. Bună dimineața, dragilor! Ne aflăm alături de Dumitraș cu Marian. Ultimul an de juniorat. Sperăm ca să obținem aceleași rezultate ca și anii anteriori. Alături de el se află Vali Mihăescu. Și vom lucra partea pieptului. Executăm în visul orizontal la un plan jnel. Un exercițiu de bază, cel mai frecvent folosit pentru sportivi.
Perfect, Maria. Mulțumesc. Șorț, auzim? Și o să trecem pentru partea superioară, pe planul înclinat. Și o să facem planul înclinat cu gantele. Sportivul o să execute un număr de 12-14 serii cu un număr de repetări între 10-12 repetări. Perfect. Unghiul ne dă posibilitatea să izolăm în partea superioară. Să și vedeți. Următorul exercițiu va fi un plan declinat cu bara, se poate executa și cu gantele. Am preferat astăzi să lucrăm cu bara, mai ales când lucrăm cu greutăți mari în perioada precompetițională. Sportivii lucrează câte două să se asigure să evităm tot timpul accidentările. Planul ne dă posibilitatea să izolăm cât mai mult partea inferioară a pieptului. După care o să mai lucrăm astăzi, într-o demonstrație. Mulțumesc, Marian! O să trecem la un hammer. La hammer, Marian. Aici, dă-te rog ăsta, ca să putem să facem cât mai corect. Poftim. Lucrăm partea frontală a pieptului. Am lucrat la superior, la inferior. Lucrăm frontal. Deja sportiv, după cum se vede, s-a și încălzit. Și... mulțumesc, Marian! Și ultimul exercițiu care îl vom face, o să facem fluturările. Le facem... nu mai fluturările le facem pentru simetrie, reliefare, definire. Perfect. Perfect. Ne-am aflat în sala Alejim, alături de Dumitrașcu cu Marian, alături Vali Mihăescu. Vă mulțumesc, să aveți o zi cât mai frumoasă! Am terminat cu mișcarea aici la Hotel Palace din Govora, pentru că este importantă mișcarea, dar este important și ceea ce mâncăm. Vom vedea în cele ce urmează ce ne vor găti cei trei participanți și juriul de astăzi, vedete foarte consacrate cu voci minunate, ce note le vor da, dar până atunci urmează, bineînțeles, rubrica noastră specifică matinalului Dimineți cu Arome alături de Alin, să vedem ce preparată ne va pregăti ele pentru astăzi. Sunt tare curioasă, păcat că nu pot să degust acel preparat, dar cu siguranță va face o treabă extraordinară, după care veți vedea ce urmează. Doamnelor și domnilor, să vedem Alin ce ne-a pregătit la Dimineți cu Arome. Bună dimineața, Alin! Bună dimineața, Modelina! Bună dimineața, colegi! Bună dimineața, dragi telespectatori! În această dimineață am venit pregătit cu un cocktail mai deosebit, așa. El se numește ca și cocktail. Fără alcool, bineînțeles. Fără alcool, bine, da, eu vreau să zic ca și cocktail. Se numește Bellini. Bellini. Și ce conține, Alin? Este un cocktail din Italia, apărut așa pe meleagurile noastre din rețetarele celor care ni le aduc, să zic așa, internetul și colegii noștri care se plimbă. Și conține așa. O să folosesc caisă. Da. Proaspătă. Ce bine arată așa, ca din natură, pentru că toți suntem... zdrobesc puțin. Da. După care o să folosesc
gheață. Gheață, 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 multă. O să fac puțină gălăgie. Perfect, nicio problemă, așa. Suntem în natură, este la fix. Cu un cocktail fără alcool, fresh, să ne dea așa puțină energie, da? Gheață. Gheață. O să pun. Ai pus? Ce mai pui acum? Nectar de caisă. Să nu faci reclamă, te rog, la... O să atunci o să las paharul ca să nu se vadă... Sucul și brandul. Brandul sucului. Da, deci este un suc în... De care, fără acid. De care ai spus? De caise. De caise, da, doamnelor și doamnelor. Și acum, ca să pot să întreb și oaspetele din fața barului, cum îl preferi? Să fie mai dulce sau un pic acrișor, așa amărât? Mai dulce. Mai dulce? Da, că am nevoie, mi-a scăzut glicemia aici în natură, este foarte caldă, avem mare noroc că suntem acoperiți de acești copaci, că altfel... Cred că nu mai făceam față. Vrei să nu faci reclamă, te rog. Ok, las paharul jos, nu o torni să-ți vezi pe șghea. Deci ai turnat? Cum am spus, jumătate de pahar de nectar de... Mai tare puțin să te aud de cei de acasă. Mamă, arată ca o... Dar nu pot să zic nici numele ăla. E da? Un cocktail non-alcoolic. Da. Destul de frumușel. Chiar frumușel, mai ales că ai folosit și fructe. Adică o să simți pulpa acelei caise. Și acum ca și decor, garniș, ca și decor, o să folosesc un pil de portocală, o coajă de portocală. Da. Pe care o să o tai pe lung. Și eu am acest avantaj, am lingurița aceasta de bar. O să mă ajut de lingurița. Uite, vezi, pentru asta sunt striațele. Am înțeles, deci îți furăm oarecum un da. Secret de-a lui Alin, nu doar de la Adrian, nu folosim, furăm cum ar veni și de la lingurița. Ce frumos, ce am spirală. Am rotit coaja de portocală pe care o așezăm deasupra paharului și nu pot să zic decât poftă bună. Mai dai și un pai? Hai să încercăm să salvăm planeta. Da. Hai, nu pune, că se pot să bag. Da? Și să-ți dau o să fie și pierzi, ca jos o să se împune puțin paiul, de-aia nici nu am vrut să-l dau de prima dată. Dar... Deci, cum se numește încă o dată? Bellini. Bellini, ai folosit caisă? Caisă proaspătă cu nectar de caise și un suc fără culoare cu acid. L-am băut direct, adică e atât de bun încât nici așa mi-era sete pentru că afară e foarte cald. Mai pregătesc unul între timp, Între timp o să mai pregătești. Mulțumesc frumos, Alin, atât și Alin Barevent, cât și sponsorilor noștri Davis Liquid Store, fără de care această rubrică nu ar fi posibilă. Îi găsiți pe strada Mihai Viteazul numărul 57. Puteți apela atât la Alin cât și la sponsorii noștri pentru preparate, pentru evenimente, nunții, botezuri, petreceri, tot ce este nevoie, mai ales că acum au început toate aceste evenimente. Eu, Alin Barevent, împreună cu echipa mea, stăm la dispoziție tuturor celor care vor să aibă un weekend deosebit, o petrecere frumoasă și, de ce nu, și orice altă zi, pur și simplu. Dacă cineva vrea să aibă o zi mai deosebită, mă poate contacta și o să-i fac o... Perfect, Alin. Acum o să te lăsăm să termin acel al doilea pahar pentru domnul Cătălin, că și el merită, muncește cot la cot cu mine aici ca să vă facem emisiuni frumoase din natură. O să mergem, Alin, să degustăm preparatul lui Adrian Stroie, acele scoici delicioase făcute la tuci în natură, să vedem rezultatul final. După care mai vorbim și ne luăm la revedere. Îți mulțumim tare mult, Alin. Îl invit și pe Cătălin să... Sigur că da, poți să dai din cameră, da, da. Vă pupăm, dragii noștri, de aici cu Alin. Șef Liliana, credeți că vor face față participanții la acest concurs să câștige, să realizeze acest plating și designul și gustul la fel ca dumneavoastră? Eu sper din tot sufletul că vor reuși, să mă bucur și eu să văd așa farfurie. Sper din suflet și cred că vor reuși. Cât a durat să realizați tot ce există în acest plating? A durat acum la mine 3-5 minute, mai mult nu.
3-5 minute? Da, wow, impresionant! Foarte mult cu să fac farfuriile așa frumoase. Da, arată într-adevăr spectaculos. Vă mulțumim tare mult pentru ceea ce ați realizat. Important consider eu că era să deguste și acest produs pentru a-și da seama cât ar trebui lăsat la preparat, la fiert, la prăjit, la sprăjit peștele? Peștele l-am prăjit, da. L-am prăjit pe tigaie, le-am și vorbit 2 minute o parte, 2 cealaltă. Peștele chiar nu durează mult, mai mult durează fierberea sfeclei, dar cred că reușesc și așa să se descurce. Eu sunt preparat ușor, dar foarte frumos și foarte gustos, zic eu. Într-adevăr, ce pare ușor este greu de realizat pe parcursul drumului. Trebuie să avem experiență în arta culinară și nu numai. Așadar și prin urmare, vă doresc mult succes celor care participă și veți fi un juriu, cum să zic, dur sau maleabil, așa, mai înțelegător? Vreau să fiu cât mai corect, în primul rând. În general sunt corect așa în tot ce fac. Acum vedem cum reușesc și ei. Văd după farfurii. Vă mulțumesc și eu mult. Am înțeles. Vă mulțumim tare mult. Urmează să vedem concurenții ce vor face cu aceste platinguri, dacă vor realiza produsul așa ca la carte. Dragile mele, cum vă simțiți? Sunteți la mijlocul preparatului? Suntem foarte stresate că suntem în urmă aici cu gătitul. Haideți că nu mai aveți foarte mult timp și vă descurcați extraordinar de bine. Văd acolo deja piureul de sfeclă gata. Ce urmează? Prăjitul peștelui? Peștelui. Acum da. Acum. Asta e mare artă. Mare artă. Ia să vedem și Claudia. Claudia, cum ești? Foarte bine. Foarte bine, da? Da, uite. Eu zic că mai avem foarte puțin, doar să prăjim peștele și tot e ok. Și platingul, designul, da? Da, da, da. Bun. Am să vă las să vă descurcați, să vă terminați treaba, să nu vă rețin foarte mult. Ce gustare, doamnă dragă! Excelent! Bun! Să mergem mai departe. Adina, cum ești? Super, suntem aproape gata. Am mers de minune. Ce mai aveți de făcut? Cred că doar să montăm farfuria. Am pregătit piureul, e gata, peștele și creveții sunt gata, cartofii sunt pregătiți. Ne apucăm de montatul farfuriei curând. Am să te las pe tine și am să merg la Adina să o întreb. Și șef, veniți lângă mine ca să vă întreb cum se descurcă aceste două domnișoare, doamne, dragi, în bucătărie. Ce faci, Adina? Cum ești? Noi am zis că bine, mersi, ne descurcăm foarte, foarte bine. A fost mai greu până a venit mixerul, asta a fost partea cea mai grea, dar în secunda în care am avut toate ustensilele la îndemână, treaba a mers ca pe roate. Cum să... Na, ce să facem? Cum? Suntem gospodine, suntem femei, avem bărbați acasă, trebuie să le gătim. Na, acum gătim și pentru cei care au venit aici la Palace. Sigur, să sperăm că noi ne dorim să câștigăm și premiu, să mai venim un weekend, mai avem un motiv să mai venim încă o dată la Govor aici la voi. În rest, am o co-echipieră foarte, foarte tare, mă sfătuiește ce să mai fac acolo, pe acolo, cum să mai pun. Eu recunosc, nu prea am gătit pește la viața mea și chiar aveam nevoie de ajutor, știi? Adina, eu sunt dublu Adina, doamnelor și domnilor, avem aici. Sunt tare curioasă să vedem ce vor face în bucătăria din aer liber de la Palace. Și bineînțeles, platingul final cum va arăta. Mergem la cea de-a treia echipă, ultima. Salutare, dragilor! Ce faceți? Salutare, face? Dragilor! Cum sunteți? Cum vă descurcați? Uite, bine, foarte bine. Ne distrăm în primul rând, asta cred că tot ce contează. Nu știu cum a ieșit mâncarea, dar ne-am distrat. Da, deci asta este cel mai important din tot acest eveniment, faptul că vă distrați, nu mai contează gustul, nu mai contează platingul. Gustul, dar contează să vă dați seama, să fie comestibil și să ne distrăm. Corect. Evenimentul în sine, da? Evenimentul în sine, exact. Eu sincer, deja am început să salivez, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Da, adevărul e că miroase foarte bine, într-adevăr aș vrea să spun și eu. Câștigătorii, deci... Cum știi? Jucător, pentru că suntem aici la concurs, la Govora. Dar tu ții cu ceilalți? Eu țin cu toată lumea. Se pare că aveți un conflict de echipă, un conflict. Nu avem noi conflicte. Toate cele trei echipe s-au descurcat de minune, plating extraordinar. Nu. Șef, cum v-ați simțit? Foarte bine. S-au descurcat bine? Echipele s-au descurcat bine, repede, foarte frumos. Aveți un favorit la... Așa, la prima impresie. Eu că am dat în mână, poate gustare. Ce contează mai mult, gustul sau imaginea? Totul, și gustul și imaginea.
Perfect. Vă mulțumim tare mult că ați fost prezenți alături de noi. Nu mai avem foarte mult până la notele finale și, bineînțeles, să alegem câștigătorii. Să vedem. Note la prima impresie, vă rog frumos. Prima echipă, ce notă dați? Păi nu acum. De plating, aranjament. Nota. Stați un pic să văd și gustul. Facem totalul. Facem totalul. Da. Ce părere aveți despre prima echipă? Deci prima echipă, în piureul de sfeclă cam puțin mult usturoi. Bun. Peștele cum este? Da. Peștele este un pic mai bine făcut, dar oricum este bine, sunteți bravo. Nu văd acea reacție. Ce bun e! Urmează. Știi ce se întâmplă? Prima farfurie a avut foarte mult usturoi. Ok. Mie îmi place usturoiul, dar după ce sunt un gust pregnant de usturoi, nu mai simți nimic după aceea. Dar e bun. E foarte bun. Merge. E bun. Perfect. Și cea de-a treia echipă? Trecim gust, să vedem. Nu mai mișcați masa, vă rog, că am senzația că e cu tremur. Cu tremur în farfurie, eventual la gust. Unestobele. Așa fac și la emisiune. Dimineața, când am acele întrebări, unestobele, Laurențiu. Bună dimineața, matinalii mei, cum sunteți? Și dans la rând. Nu, deci nu, gata. E clar. E clar, nu mai. Delicios. Bine asezonat. Ce-ai pus în el? Nu eu am pus. Dar cine? Maria, spune ce-ai pus în el. Foarte multă sare, un pic un cățel. Usturoi, lămâie, parmezan, sare și sare. Camul parmezan. Adică dacă veți fi de punctat... Nu vi se pare mâie, multă nu? Sare și mult usturoi? Nu, parmezan. Doamne, mă scuzați. Ia. Trebuie să ții cu noi. Okay. Se pare că avem gusturi diferite, că așa se întâmplă. Mie îmi place. Dar gustul nu se discută, e o vorbă. Diferă. Papile gustative sunt diferite de la om la om. Trecem la cea de-a doua echipă, nu? Vreau doar să spun așa, plating-ul foarte bun. Arată ca și o farfurie de MasterChef. Realmente. Nu vă gratulez degeaba. Mie mi se pare că e degeaba. E foarte dezordonată farfuria lor. Adina, tu vorbești? Tu vorbești? Uite-te la ta! Păi uite ce bine arată a mea! Da, prea mult pește în cantități industriale! Păi tu ai mâncat înainte să ajungă în farfuria de arată! Dar aici arată bine, nu mai bine! Dar bineînțeles, nota finală va fi dată de juriul nostru. Piureu de sfeclă aici. Corect, e prea... Foarte, nu, toate parfumate. Specla și-a păstrat gustul fără ca și condimentele să atragă altceva și să dea altă senzație. Foarte bună asta. Foarte mulțumim! Avem valoare cum e. Avem echipă, avem valoare. Nu, avem cum e. Avem valoare. Ce... Și specla cea mai tare. Avem echipa cea mai tare. Și cea de-a treia echipă? Da. Ce părere aveți? Acest piure, cum vi se pare? Ați spus și mult, da? Da. Foarte, foarte bun. Foarte untos. Are o textură foarte untos. Diplomă de participare pentru Antena 3 Vâlcea. Oh, vă mulțumesc din tot sufletul. Chiar nu am cuvinte. Vă mulțumesc din tot sufletul. Este o onoare. Ați fost alături de noi. Este o onoare. Chiar nu am cuvinte. Vă mulțumesc tare mult. Bineînțeles, câștigătorul numărul 1 sau începem cu numărul 3? Cu premiul numărul 3. Ce bine s-a simțit. Începem cu numărul 1. Numărul 1? Eu ziceam cu numărul 3, să mai ținem în suspans așa numărul 1. Haideți, vă rog. Haideți cu 3, da. Tobele sus! Sunteți pregătiți? La revedere, hai. Plec acasă, pa, pa. Nu, stai aici alături de noi până la final, e păcat. Poate lua eu cu unul. Și mai stai până la final, pentru că ai un weekend la... Hotel Palace, da? De la Govora. Eu vin la tratamente, că de la o vârstă... Păi tocmai de asta zic, poate stai până la final, mai stai un weekend.
De la urmă, stăm ca eu. Șef, așteptăm locul numărul 3. Echipa numărul 3. Oh! Scuze, nu. Echipa numărul 2. Numărul 2? Yes, yes! Haideți cu aplauze, doamnelor și domnilor! Veți împărți și acești trandafiri, bineînțeles, și aceste echipe minunate. Este o experiență frumoasă. Asta este cel mai important. Eu am spus de la început că acest concurs a fost măsurit. Așa că pare rău. Pare rău. Nu știu. Mulțumesc frumos, a fost o experiență, acum glumim, că mie îmi place să glumesc. V-am spus, la 42 de ani am dat și eu mintea copilor. Mulțumim, Italina, arăți foarte bine. Ești drăguță, mersi mult. Mulțumim pentru experiența asta, chiar a fost foarte drăguță. Iar a început să plouă, ce? Da. Ce ai de face, mă? Trebuie să mă opresc din vorbit, nu? Că o să începe să plouă și mai rău. Bine. Vă mulțumesc încă o dată și m-am simțit foarte bine alături de acești oameni minunați. Mulțumesc. Adina, tu două cuvinte? Da, eu sunt foarte încântată de experiență în sine. Evident, cred că tuturor le place să câștige, dar locul 3, totuși locul 3. Am făcut o echipă foarte bună cu Adina. Noi suntem... Noi suntem mulțumite de rezultat și, nu știu, felicitări în avans câștigătorilor. Haideți să anunțăm și numărul 2, locul 2, sunt tare curioasă cine este, pentru... Nu, hai să facem un felul nou. Mai bine locul 1, că pentru că dacă anunțăm locul 1, se știe locul 2, da. So, locul 1 este desemnat către... Locul 1 este către... Vine ploaia. Vine ploaia, bine îmi pare. În grădină n-am doar o floare, am mai multe flori aici. Sunt tare curioasă. Haide, șef, nu ne mai țineți în tensiunea aceasta. Echipa numărul 3. Adică noi? Frumos! Adică noi? Felicitări, aplauze doamnelor și domnilor, locul 1. Un premiu în valoare de un weekend la Hotel Palace. Cum vă simțiți, dragele mele? Norocoase! Dar noi vrei să facem weekend-ul cu el. Ba da, că e foarte simpatic! Bine, vii și tu, nepoate. Poate că ați câștigat acum, dacă trebuie. Dar ce nu-ți-a plăcut? Nepoate, ce nu-ți-a plăcut? Dar e corect, dar nu, dar am spus de la început. Uite cum facem, ca să nu se supere nimeni, venim cu toții la munte. Păi, dar a fost foarte gustos, de ce am făcut noi? Nu? De ce o să nu câștigăm? De ce a fost incorrect? Vezi că aici ai intrat și la afacere. Trebuie să câștigăm noi, nu pot să facem înțeles. Da, mulțumim foarte mult pentru apreciere. Sperăm data viitoare să fim și mai bine îngătiți. Și vă mulțumim foarte mult pentru rețeta. Care credeți că a fost secretul dumneavoastră de a câștigat acest premiu foarte frumos? Am dansat eu foarte mult. Eu consider că a spus toți, cu toții, multă dragoste, mult suflet în toate aceste preparate ale dumneavoastră în plating. Am fost atente la ce ne-a indicat doamna MasterChef. Și din greșeală mai plătim și noi pe acasă, știi? Da. Și atunci secretul acesta a fost. Atenția! Să înveți! Dragii noștri telespectatori, avem alături de noi un om de onoare, un om cu o voce minunată care ne încălzește sufletele și inimile cu muzica dânsei, Monica Anghel. Te salut, draga mea, și bine ai venit la acest eveniment tare frumos. Ce părere ai? Nu este pentru prima dată când particip la astfel de evenimente, pentru că Monica Gheorghiu, prietena mea, cea care m-a și invitat în acest weekend aici la Hotel Palace în Govora, s-a gândit că pentru un hotel, mai ales cu un șef extraordinar de bun, așa cum este și Liliana de altfel de aici de la Hotel Palace, este cel mai indicat să facem un concurs din acesta de gătit, lucru care, iată, s-a întâmplat astăzi, doar că este diferit pentru că eu până acum participam realmente la concursuri de gătit, da? Pentru că îmi place să gătesc, nu tot timpul, dar mai am și zile în care inventez tot felul de rețete. Doar că este inedit pentru că de această dată am fost în juriu. Da?
Poate dar... pe viitor vei participa tu chiar să gătești. Poate că da, poate că da, evident. Dar a fost o mare bucurie pentru mine să gust din aceste preparate la indicația Lilianei, șef Liliana. Da, și a fost interesant faptul că toată lumea trebuie să gătească același preparat. Pentru că de regulă când mergeam în alte locuri, fiecare își alegea ce să gătească, se dădea doar o temă și fiecare gătea preparatul respectiv cum considera el că este mai bine. Mi-a făcut mare plăcere să mă întâlnesc cu colegele mele, cu prietene și cu oameni minunați. Mă bucur extraordinar de mult, repet, că am venit aici la Hotel Palace, fiind prima dată când mă aflu aici. Este un loc cu totul și cu totul special, este extraordinar de frumos. Totul este foarte bine pus la punct. Te iubesc, mama. Bineînțeles, și fiul tău a participat. Și fiul meu a participat. Și a câștigat locul 2, ceea ce... A câștigat locul 2. Eu vreau să spun că asta vorbeam cu Violeta, cu Violeta Nițescu, managerul acestui complex, și cu șef Liliana, și le-am spus care este părerea mea pentru locul 1. Și în rest am lăsat-o pe șef Liliana să hotărască, știi? Și am fost impresionată de faptul că băiețelul meu împreună cu prietena lui Maria au câștigat locul 2. Și cred că și lui i-a dat așa un imbold ca pe viitor eventual să gătească și acasă, de ce nu? Cum să nu, să te resfețe, să-ți facă un mic dejun sau poate o cină, să te aștepte după un eveniment foarte greu. Mama, uite ce s-am pregătit! De la evenimente venim destul de târziu, el la ora aceea doarme. Dar când sunt acasă, o cină, iată cum a fost acest preparat din pește, mi se pare extraordinar de bun. Ceea ce vreau să mai spun legat de acest hotel este că tot personalul hotelului este extraordinar. Sunt oameni foarte drăguți, sunt oameni veseli, sunt oameni care de fiecare dată când intri în restaurant sau în sălile de tratamente, îți zâmbesc și te fac să te simți extraordinar de bine. Monica, dă-mi voie să te îmbrățișez, ești un om deosebit. Poți și... să mă îmbrățișez că sunt vaccinată. Perfect. Și îți doresc mult succes și să mulțumesc. Rămâi același om minunat care face lucruri mulțumesc. Extraordinare pentru sufletul mulțumesc. Oamenilor și bineînțeles să ne încânți toată viața aceasta, mulți ani mulțumesc. De acum înainte cu melodiile tale frumoase. Mulțumesc din suflet, draga mea, mi-a făcut și mie mare plăcere să te cunosc și vă doresc tuturor să aveți parte de sănătate, de amor și de glorie și să ne revedem curând. Cu siguranță, mulțumesc. Cu siguranță. Mulțumesc. Suntem aproape de final și am alături de mine două doamne extraordinare ce o să ne încânte cu concluziile acestui eveniment. Doamna Violeta Nițescu, directorul general de la Hotel Palace. Vă mulțumesc tare mult. Ce părere aveți despre finalul acestui Lăsați eveniment? Concurentul să spună. Concurentul aici care a trăit, care a muncit, care a sudat. Eu nu m-am așteptat de la doamne de la care voi nu v-ați fi așteptat să gătească. Corect. Să gătească așa. Eu n-am glumit atunci când am degustat și am spus că piureul ăla de sfeclă al lor, al fetelor, câștigătoarele. Câștigătoarele, aici, locul 1, locul 1! Avea o textură, măi, specială. V-a ieșit, nu știu cum, v-a ieșit, voi vă pricepeți. Experiența spune cuvântul. Claudia, spune-ne cum te simți tu așa. Măi, eu gătesc, ce să spun că nu gătesc, eu gătesc și îmi face plăcere să gătesc. Am foarte multe mese acasă organizate de mine, eu gătesc, deci, dar... V-am mai spus, nu-mi place să gătesc la televizor, dar acum a fost o excepție că mi-am găsit un job. Glumesc. Uite, cu acest job ți-a arătat maestria în ale celor, în ale gătitului și ai făcut o treabă extraordinară, de aceea ai câștigat și locul întâi. Da, pentru că... Cum îți vei petrece acest weekend la Hotel Palace pentru că ai câștigat locul întâi și asta, în asta constă premiul? Da, o să profit de toate, și așa că doamna manager o să-mi spună ce... Vreau să fac foarte multe tratamente, pentru că tratamentele care sunt aici la Govora nu le găsim în alt loc al țării. Și aș vrea ca doamna manager să ne spună ce, cum să zic, ce... Ce ți se potrivește? Ce ai nevoie? Ce program poate să-mi facă pentru... Eu țin foarte mult. Faptul că este virusul acela peste tot, în toată lumea asta, și știu că aici se fac niște tratamente care... Post-COVID se numesc, da. Da, post-COVID. Și eu n-am avut virusul și să știi că am ținut foarte mult la alimentație, la... multe, la vitamine, care... Am luat tot timpul vitamine, dar acum
că o să mergem la evenimente și o să fiu foarte atentă, o să vin aici să fac foarte multe tratamente. Doamna manager ne poate spune. Da, eu vă spun ceva, weekendul ăsta o să-l transformăm într-o săptămână, într-un sejur, ca fata asta frumoasă să știe ce face aici și să le facă pe toate. E adevărat că voi știți, de fapt multă lume știe, măi, eu vin la Govura pentru aerosolul ăla. Un aerosol care e unic, pentru că noi folosim aici o apă minerală unică, cu iod și sulf. Când spui aerosol, înseamnă că ori ai răcit, ori ai o sinuzită, ori ai o rinită alergică, știți că în topul bolilor, după bolile oncologice, alergiile ne-au nebunit. Așadar, pentru a trata afecțiunile respiratorii, dar și reumatismale, atenție, baia de iod este nemaipomenită, formidabilă pentru tratarea afecțiunilor reumatice. Și nu numai, în primul rând mintea, pentru că aici oferiți spa-ul acela relaxant, cu masaje, cu piscină. De la medical trecem în spa. Însă, tu spuneai de perioada pe care am traversat-o. E adevărat, aici vin foarte mulți pacienți care au trecut prin COVID în forme severe sau în forme medii, vin la recuperare sechele post-COVID, pentru că aici se consolidează tot sistemul respirator afectat de acest virus. Perfect, vă mulțumim tare mult, vă mulțumim pentru acest eveniment și sperăm din suflet pentru telespectatori și nu numai, pentru toți turiștii care doresc să vă pășească pragul acestei locații extraordinare cu o arhitectură minunată, într-o destinație atât de frumoasă, Băile Govora, aproape de județul nostru, Râmnicu-Vâlcea, da, Vâlcea, mai exact județul, să mai țineți astfel de evenimente, pentru că... Așa, o tradiție. Adică exact, este o tradiție. Aici. Și o vă aștept aici cu Claudia, care o să fie sejur de sejur aici. Da, da. Și cu mine, bineînțeles că sunt geloasă, doamna Violeta. Tu ești de-a locului. Normal. Tu faci foarte puțin, așa că eu i-aș invita pe toți, oltenii mei, să vină. Ar trebui să venim cu toții aici să facem o atmosferă și mai mare. Cel mai bun aer din Europa, după câte știu eu, așa, nu, doamna? Așa este. Și în afară de faptul că avem aerul ăsta așa de la... natură, avem aici tratamentele pe care nu le găsim nicăieri în țară. Așa este, vă mulțumesc tare mult, dragile mele, și să ne revedem data viitoare cu bine, sănătoase, mulțumesc pline mult de viață ca și astăzi și să ținem cât mai multe evenimente de acest mulțumim gen. Mulțumim tare mult! Mulțumim. Mulțumim, vă pupăm! Bye! Vă așteptăm! De aici, de la Palace Govora, vă spun la revedere, o ediție extraordinară ce mi-a umplut sufletul, atât cu oameni minunați, cât și cu aceste preparate inedite. Sper că v-a plăcut și dumneavoastră ceea ce ați urmărit. Sper pe viitor să mai am parte de aceste evenimente frumoase, momente inedite, din locații de vis, de la noi, din județ sau nu numai. Așa că vă doresc toate cele bune, să aveți grijă de dumneavoastră, de sănătate și nu uitați să fiți fericiți, Mădălina Mitu, cu mulți pupici!